În această perioadă, hoții de buzunare sunt în atenția polițiștilor. Cetățenii trebuie să știe că în zonele aglomerate pot să devină victimele hoților de buzunare care așteaptă doar o clipă de neatenție pentru a sustrage bunuri din genți, portofele, buzunare sau sacoșe lăsate nesupravegheate. Pe tineri, polițiștii îi sfătuiesc să fie foarte atenți cu cine se împrietenesc în locurile în care își vor petrece sărbătorile și, de asemenea, în discuțiile purtate să nu dezvăluie situația materială pentru a nu deveni din prieteni victime. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți recomandă tuturor cetățenilor, atunci când merg în zone aglomerate, precum piețele sau centrele comerciale, să manifeste maximă prudență asupra bunurilor pe care le dețin. Le reamintim tuturor că cele mai frecvente infracțiuni comise în această perioadă sunt furturile din buzunare, genți sau sacoșe. Mehedințenii trebuie să adopte un comportament preventiv pentru a nu deveni ținta hoților de buzunare, iar dacă sunt victima unei infracțiuni, dacă au asistat sau au cunoștință despre săvârșirea unei fapte antisociale, să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție. Tăcerea nu face decât să încurajeze să comită și alte furturi. În caz de nevoie, să apeleze cu încredere 112, apel unic de urgență, polițiștii sunt la datorie.